Bună ziua, dragilor, suntem la Ploiești, suntem cu Corneliu și cu Diana. Corneliu, spune-ne, te rog, cine și ce reprezinți aici la Ploiești? Salut, Cristi, bine ați venit în Ploiești și Diana, bine ai revenit în Ploiești. Sunt onorat să v-am pe amândoi gazda în oraș. Cel puțin știu de Diana că este o vedetă în Constanța, deci a crescut prestigiul orașului cu mult, cât timp avem aici. Numele meu este Corneliu Moraru, sunt fondatorul grupului din inițiativă Iubesc Ploiești, un grup care a pornit acum 13 ani în Ploiești, de prieteni cu diferite expertize, care și-a propus să facă ceva pentru Ploiești, să încerce să miște lucrurile în Ploiești. Dintre realizările noastre, aș putea să spun că în 2014 am tipărit prima hartă bilingvă, română-engleză, a orașului Ploiești. Okay. Iar apoi, în perioada 2016-2019, am organizat Festivalul Internațional de Educație FIEDU, la care aveam invitați de la ambasadori, oameni de la Parlamentul European, îi aveam invitați în Ploiești, încercând să facem un schimb de experiență în educație cu oamenii de acolo. De asemenea, noi avem o comunitate foarte mare în Ploiești, care se cheamă Iubesc Ploiești, este prezentă și pe Facebook și pe Instagram. E un grup mare acolo. Avem undeva la vreo, în total, să zicem, 50.000 de urmăritori pe ambele pagini, ceea ce ne face, să spunem, un cuvânt important. Avem de spus un cuvânt important în Ploiești. Și, la propunerea ta, astăzi m-am gândit să facem o plimbare urbană în Ploiești. Ok. În care vom descoperi câte puțin din istoria orașului și din clădirile importante din oraș. Eu, fiind de profesie inginer, nu am pretenția că sunt un istoric, deci nu știu în detaliu foarte mulți ani, dar în schimb știu foarte multe povești și voi încerca să compensez cu ele. Asta, da? Ne plac foarte și mult să poveștile. Fac, cumva să fac Ploieștiul mai atractiv în ochii urmăritorilor canalului vostru, care știu că este în creștere. Și mai mult decât atât, am vrut să spun de canalul vostru că mi se pare o inițiativă interesantă, mai ales pentru faptul că voi intrați în detaliu nu numai în orașele mai mici și mai puțin turistice, cât pentru faptul că vizitați foarte multe muzee, da, și faceți tururi și faceți vizite plătite acolo, practic, ceea ce eu, sincer, în România n-am mai văzut lucrul ăsta. Mă bucur că ați început voi. Și ne bucurăm. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că eu cred și mă bazez pe voi să puneți Ploiești într-o lumină bună, care să devină un fel de destinație măcar de o zi pentru bucureșteni. Că voi fiind din București, mă bazez să promovați în București Ploieștiul. Asta ne dorim. Pentru ca să fie un câștig de ambele părți. Corect. Și pentru ploieșteni și pentru bucureșteni. Corect. Ok, m-am gândit să încep turul istoric și plimbarea noastră urbană de pe bulevardul central al orașului, care leagă gara de sud de care centrul orașului. Care e încolo, da, în față, da. Ok, apropo, în spatele camerei avem pe Nina, da, soția lui Cristi. Nina, te rog să filmezi bulevardul puțin. El a fost construit în anii 1880, pe decursul mandatelor a doi primari. Cel de-al doilea primar s-a numit Radu Stanian și el a fost cel care a hotărât ca pe unde să treacă bulevardul. Okay. Și a hotărât acest lucru într-un mod inedit, s-a urcat pe gara de sud, pe cupola, da, gării de sud, și în linie dreaptă a trasat-o un bulevard, o stradă lată, până în centrul orașului. Are și un monument primarul. Da. Păi de asta m-am legat de el și în spatele nostru este și casa Radu Stanian, de care o să vă povestesc puțin mai târziu. Da. Ca să terminăm cu bulevardul, vă dați seama că acum 140 de ani acest proiect a fost considerat unul revoluționar. Domne, și Ploiești a întâmpinat foarte multă rezistență. Cum se poate ca în Ploiești să construim un bulevard așa de lat, cu trotuare late? Apropo, este flancat de câteva sute de castan, în jur de 600, dacă știu eu bine. Și inițial, bulevardul trebuia să fie în stânga și în dreapta flancat de grădini publice, de verdeață. Doar că primarul Radu Stanian, care a decis pe unde să treacă bulevardul,
acum pe jumătatea de bulevard a cumpărat stânga și în dreapta terenuri, okay, pe care a început să le vândă oamenilor bogați ale perioadei, politicienilor, ce și-au construit case. Da. Și așa se explică faptul că noi pe jumătate din bulevard avem stânga și dreapta grădină publică și pe cealaltă jumătate avem case, majoritatea de sfârșitul de secol XIX, început de secol XX, cam asta ar fi. Și acum ne mutăm cu atenția în spatele nostru, unde avem casa Radu Stanian. Ea inițial a fost construită la sfârșitul secolului al XIX, când Radu Stanian era primar. Apropo, am uitat să menționez de Radu Stanian că el a fost un primar foarte iubit de ploieșteni, pentru că îi plăceau petrecerile. Noi la Ploiești avem un cult al petrecerilor și, de exemplu, el pleca cu taraful, se ducea în Mizil și a rămas o legendară, o poveste în care a oprit trenul de Mizil către București ca să se urce în el. L-a oprit în Mizil. Okay. Adică era alcoolul, chiar era prieten cu prieten alcoolul. Era okay. Orient bun, dar... Exact, da. Așa. Și inițial vă spuneam de casa fosta casa căsătorilor, că a fost inițial casa primarului Radu Stanian, construită la sfârșitul secolului 19 și la început, după primul război mondial, în anii 20, el a vândut-o unui politician local, a vândut casa și acesta a decis să o transforme, să-i dea forma actuală în stil neoromânesc. Dar ce este foarte important este că casa aceasta, în anii 50, după naționalizare și instalarea regimului comunist, a devenit casa căsătorilor. Și pentru 50 de ani a funcționat ca casa căsătorilor. Glumim puțin, jumătate din populația Ploieștiului și a distrus viitorul în casa asta. Okay. Deci, și bineînțeles că automat oamenii ploieșteni au căpătat un mare atașament față de casă. Ea a trecut după anii 90, a fost retracedată, a trecut printr-o perioadă mai puțin nefastă în sensul că a intrat în posesia vechilor proprietari care nu au putut să o îngrijească și de-abia la sfârșitul anului trecut a fost vândută unui investitor firmei Oltina din Urlați, care produce pâine și produse de panificații, care a cumpărat-o cu 800.000 de euro. Ok. E intenționat să o renovează și să o aducă la strălucirea de odinioară, dar după estimările lor, lucrările și cu proiectarea vor dura undeva la 3 ani și lucrările vor costa 2 milioane de euro. Deci ploieștenii trebuie să aibă răbdare, casa va fi redată. Și încredere că o să iasă ceva frumos, da. Dar trebuie timp și vă dați seama, numai autorizațiile pentru reconstrucția pentru restaurarea unui monument istoric durează. Da. Am înțeles. Hai să mergem în spate spre Muzeul Ceasului. Ce mi s-a părut mie tot așa foarte, ce mi se pare mie foarte drăguț în Ploiești și vreau să vă arăt, este faptul că în spatele fostei casa căsătoriilor avem un colț de ploiești care a rămas neschimbat și avem în față actualul Muzeu al Ceasului. Da. Construit la sfârșitul secolului 19 pentru prefectul Luca Elefterescu și în casa asta s-au întâmplat câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, în anul 1903-1904, în cupola aceasta, un fel de balcon al Muzeului Ceasului, a avut loc prima petrecere de Revelion din România. Ok. 1903, Ploieștenilor le plăcea să petreacă. Uh-huh. Asta a fost un lucru interesant. Apoi, în al doilea război mondial, bănuiesc că știți că Ploiești a fost unul din orașele importante ale României în al doilea război mondial. Și foarte bombardat. Exact, și foarte bombardat. Mă bucur că ți-ai făcut temele despre Ploiești. Aici au fost inițial găzduiți niște britanici care spionau pentru guvernul britanic. Ei au fost prinși și trimiși în Marea Britanie de către guvernul român. Tot în casa a stat și a locuit și colonelul german Alfred Gustenberg, care se ocupa de apărarea antiaeriană a României. El avea două case, una în Ploiești și una în București. Asta era casa din Ploiești. Okay. Și el a pus la punct apărarea antiaeriană a României în al doilea război mondial. Așa de bine și așa de conștiincios s-a lucrat că Ploieștiul în al doilea război mondial a furnizat o treime din petrolul necesar Germaniei naziste și aliaților săi.
și era al doilea cel mai bine apărat oraș după, după Berlin. Ok. Deci eram, era o apărare mixtă română-germană. Ok. Și lucrul ăsta s-a simțit, nu știu dacă să intru acum în detaliu sau mai târziu. De exemplu, vreau să vorbesc puțin despre al doilea război mondial. În, în al doilea război mondial, în 1943, americanii au încercat, încă nu debarcaseră în Normandia, și au încercat să bombardeze Ploieștiul și să distrugă capacitățile de rafinare ale Germaniei naziste. Și au pregătit o misiune, se chema Tidal Wave, i-au decolat din Benghazi, Libia, okay, și sperau să zboare la joasă altitudine, 178 de bombardiere B-52 americani, sperau să zboare la joasă altitudine, să ajungă în Ploiești, să bombardeze, să distrugă rafinările. Spre ghinionul lor, i-au fost detectați de radarele din Grecia, s-a dat alarma, bineînțeles, toată lumea și-a dat seama că se duceau, veneau să bombardeze Ploieștiul. Și când au venit aici, a ieșit un... pielea găină când mă povestesc. Când au venit aici, a ieșit un masacru pentru avioanele. Era pe 1 august 1943 se întâmpla lucrul ăsta. A ieșit un masacru pentru piloți americani. Din 178 s-au mai întors vreo 90 acasă. Deci, nu știu, 60%. I-au fost așteptați și au fost tocați de către români și germani. În istoria piloților americani, duminica a fost pica 1 august, pica într-o duminică, a rămas ca fiind duminica Bloody Sunday. Ok. Și misiunea de bombardare a Ploieștiului din 1943 a fost considerată sinucigașă. A primit mai multe medalii de onoare din partea Guvernului Statelor Unite decât debarcarea din Normandia. Mm-hmm. Deci dacă te duceai să bombardezi Ploieștiul, nu aveai șanse să te mai întorci, erau foarte puține. Da. În 1944 s-a schimbat roata în sensul că... Atunci a fost bombardat Ploieștiul ca lumea. Masiv, exact. Da. Au început cu 5 aprilie și până când am întors armele la 23 august, Ploieștiul efectiv a fost tocat. Acum aveau americanii, erau deja în Italia, zburau de acolo. Și nu, la un moment dat, de exemplu, piloții români erau așa de puțini și erau prea foarte valoroși că nu se mai ridicau să lupte cu bombardări. Erau 1 la 10. N-avea nicio șansă să te lupți cu americanii, nu se mai ridicau să apere Ploieștiul. Și ce am vrut să vă zic, că pe toată lungimea celui de-al doilea război mondial, jumătate din bombardamentele asupra României au avut ca țintă Ploieștiul. Da. Și Ploieștiul a fost undeva la o treime din oraș, a fost efectiv distrus, deci avariat sau distrus, dar totuși este o performanță că el încă mai există ca oraș, pentru că la începutul celor de-al doilea război mondial au existat comunicații între primăria Ploiești și guvernul României, în care guvernul avertiza primăria: vedeți că o să fiți așa de bombardați încât... Nu, va fi orașul ras total de pe fața pământului. Faptul că el încă mai există ca oraș într-o formă schimbată, este totuși o performanță. Da. Și la fel au mai existat, de exemplu, și bombardamente americane, au existat, bineînțeles, primul rând bombardamente americane, dar și englezești. Ele erau diferite ca substanță. De exemplu, americanii încercau să lovească ținte strategice, mm-hmm, să nu producă foarte multe pagube umane, pe când, de exemplu, englezii făceau cam ce fac rușii acum în Ucraina, adică îi bombardau unde vedeau ceva clădire, bombardau. Ok, am făcut pauza asta aici despre al doilea război mondial, eventual mai ne reîntoarcem la ea. Vreau să ne reîntoarcem apoi la Muzeul Ceasului din spate. El a devenit Muzeul Ceasului în anii 70, se cheamă Nicolae Simache. A fost fondat de un profesor de istorie dintr-un liceu important din Ploiești, se cheamă Ion Luca Caragiale. Și Simache inițial s-a gândit la o expoziție temporară de ceasuri, doar că expoziția temporară, care era găzduită la Palatul Culturii, vom vedea mai târziu, doar că expoziția temporară a avut așa de mare succes, încât după 9 ani de zile de colecționat muzeul, de colecționat ceasuri, a mutat expoziția temporară aici și s-a transformat într-o colecție permanentă și un muzeu permanent. Acum, morala este că Simache, el își dădea, apropo, trăia niște condiții foarte, foarte simple și toți banii pe care îi câștiga ca director de muzeu, cumpăra ceasuri din toată țara. El a colecționat ceasuri pentru 9 ani. Morala este că dacă vrei să faci un lucru de calitate, îți trebuie timp, deci nu peste noapte. Cel puțin asta a fost lecția pe care am învățat-o eu. Și în prezent muzeul este cel mai vizitat muzeu din Ploiești, undeva la vreo 25.000 de vizitatori pe an.
Ok, e ceva, deci este, da, este cel mai faimos muzeu al Ploieștiului, este singurul muzeu al ceasului din Europa de Est. Ok. Deci dacă sunteți întrece prin Ploiești sau stați în Ploiești, vă recomand să mergeți să vizitați. Și ei au, de exemplu, înăuntru undeva la 4.000 de ceasuri cu colecție cu țarul Alexandru al II-lea al Lustrii, Carol I, deci oameni foarte importanți care au trecut prin România, să zicem. Ok. Deci sunt, aveți ce să vedeți la Ploiești. O să-l vizităm și noi, o să avem deci un clip și cu el. Ok, da. Trebuie neapărat. Ok, și aici, vă spuneam de colțul acesta că rămâne schimbat de 100 ceva de ani, este fostul faimos restaurant Boulevard. Nina, poți să întorci camera, te rog. A mai rămas și sigla sus, nu știu dacă poți să dai zoom. El era... Zoom, dar ne este tu. o clădire... Da, exact. Acum funcționează ca sediu de bancă. Este de la... clădirea este de la sfârșitul secolului XIX, un stil, nu știu, bardă, stil de inspirație franceză. Da, Belle Époque, da, clasic francez. Ah, și ce am uitat să vă așa menționez, scuze, că sunt atâtea multe informații. Da. Clădirea Muzeului Ceasului este neogotic, construit de un arhitect din Transilvania. Neogoticul e un stil de arhitectural mai rar în Muntenia. Da? Este, noi avem în Ploiești trei case, am reușit să descoper până acum. Ok, hai să ne întoarcem să traversăm pe la trecerea de pietoni. Haide. A dat și soarele între timp. Da, eu sunt puțin fotosensibil și o să port ochelarii. Am înțeles. Foarte bine. Nu mi-ai zis, tu ești pentru prima oară în Ploiești sau? Am mai fost. Ai mai fost? Am mai fost, și da. Cei acum fără filtru, cum ți se pare orașul, cum îl găsești? Vezi că și eu ți-au zis interviu, nu doar tu mie. Da, și până mă treci și pe Diana. În primul rând, mi se pare liniștit, dar poate că și eu am prins weekend când am fost. Așa. Și sunt câteva locuri foarte interesante și pline de istorie. Gara de Est, pardon, de Sud. De Sud, da. Centru, iarăși, sunt niște clădiri interesante cu niște povești. E un arhitect cu S, cum îi zice, care a făcut multe clădiri. Da, în Ploiești există... Care a făcut foarte multe clădiri. Exact, în Ploiești a existat o familie de arhitecți, Socolescu. Așa, se cheamă. Așa, Socolescu, da. Toma N, tatăl, și Toma și fiul. T, fiul. Da. Și Toma N a vreau să ne oprim puțin aici, dacă poți. Da? Toma, da, N, da. Toma N a construit pentru Ploiești la sfârșitul secolului al XIX, Toma T, fiul, în perioada interbelică mai mult. Mm-hmm. Și asta l-avem pe Ion Socolescu. Am înțeles, da, probabil din familie. Și în București, apropo, familia Socolescu. Da. Vreau să ne întoarcem puțin și să vă arăt noua Casa Căsătorilor. Ea, la fel, în fine, la un moment dat a fost monument istoric, dar ce este foarte interesant este că în curtea Casei de Căsătorilor este o statuie a lui Ronald Reagan. Ok. Ea a fost instalată acum câțiva ani cumva aniversa 120 ceva de ani de prietenie român-americană. Asta, okay. Asta am vrut să relefez, dar totuși autoritățile locale n-au avut curaj să o pună într-un spațiu public. Aici este păzită în curtea Casei Căsătorilor, temându-se de vandalizarea ei. Ploieștenii n-au, nu știu cum ce să zic, ploieștenii nu... N-au gustat-o sau... Da, nu prea... faptul că americanii l-au bombardat în al doilea război mondial nu prea a fost nu cu vederea inimă, da. De ploieșteni, dar ce vreau să spun tot legat de americani. Ploiești e unul dintre cele mai cunoscute orașe în America. Și lucrul ăsta pentru evenimentele care s-au întâmplat în al doilea război mondial. Și lucrul acesta paradoxal, după anii 90, ne-au adus foarte multe investiții americane. Deci avem la Ploiești prezente toate corporațiile din petrol, de exemplu. Okay. Ceea ce cumva americanii, chiar dacă au distrus orașul, acum s-au gândit la bani până la urmă, că e pe bază economică. Exact, dar cumva acum măcar contribuie la reconstrucția orașului. Da. Ok, vreau să te întreb, pentru că tu ești, nu cunoști foarte bine orașul, sau tu, Diana, dacă ți se pare ceva interesant la clădirea asta din spatele nostru, colegiul Mihai Viteazu, colegii naționali la Mihai Viteazu. Nu neapărat, voiam să te întreb ce e cu statuia lui Henric aici. Da, statuia lui Henric al IV-lea este pusă în corespondență cu Mihai Viteazu.
Mihai Viteazul este considerat fondatorul orașului Ploiești. El în 1597 a ridicat Ploieștiul de la o așezare normală, de un sat, practic la rangul de târg domnesc. Și folosea Ploieștiul ca bază pentru armata sa atunci când trecea în Transilvania. De exemplu, Ploieștiul este, Mihai Viteazul este, el s-a simțit bine aici, îi plăcea la Ploiești, dar este foarte, este practic domnitorul care a fondat Ploieștiul și foarte iubit în Ploiești. Și bustul cu Henric al IV-lea se presupune sau se știe că Mihai Viteazul întreținea corespondență cu, cu Henric al IV-lea. Asta este explicația. Legat, dacă tot ai întrebat, Diana, legat de Mihai Viteazul, vreau să mai zic două chestii legate de Ploiești. Faptul că noi avem legenda întemeierii Ploieștiului seamănă puțin cu cea a Bucureștiului. Dacă București a fost fondată de ciobanul Bucuri, noi am avut pe ciobanul Ploaie, care undeva la începutul secolului al XIV-lea, cam când se întemeia țara românească, el cu cei 7 feciori a lui s-a stabilit în zona aceasta, în Codrii Vlăsiei, și efectiv a început să taie din stejari. Și asta așa spune legenda. De exemplu, asta este și motivul pentru care pe sistemul Ploieștiului avem 2 lei și un stejar. Faptul că noi efectiv am început să tem pădurea ca să ne construim, să construim orașul. În schimb, prima atestare oficială a Ploieștiului a avut loc în 1503, când numele unor căruțași ploieșteni au fost menționați în documentele Brașovului, orașului Brașov. Și ceea ce înseamnă că oricum Ploieștiul începuse să crească ca târg. Și apoi în 1597, v-am zis, Mihai Viteazul a ridicat orașul la târg domnesc și târgul se ținea miercuri, de exemplu, și era folosit ca bază pentru soldații lui. Și între timp am văzut cealaltă plăcuță. Exact, da. Deci răspunsul a fost că clădirea din spate, clădirea Colegiului Național Mihai Viteazul nu inspiră cine știe ce istorie, nu? Okay. Corect? Se vede că e modern. Dar vedem niște poze acolo. Exact, da. Uite, hai să ne apropiem puțin, da. Că asta vreau să vă arăt. Că arăta altfel. Exact, da. Deci asta este fostul liceu de băieți, ființii Petru și Pavel, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, la 1898. Și inițial el arăta cu fațada aceasta. Ok. Acolo și acum e lateralul okay. Pe care o să vedem mai târziu. Și fațada cu coloanele. Și vedeți că la intrare aici, de exemplu, erau, nu știu dacă se vede, erau două statui Sfinții Petru și Pavel. Petru și Pavel sunt patronii orașului Ploiești. Ok. Acum vă întrebați... Deci noi suntem aici, practic. Exact, dar acum vă întrebați ce s-a întâmplat de la fațada aceasta. Păi s-a întâmplat al doilea război mondial. Ok. Și aranjat. Exact, da. Deci, următorii arhitecți nu mai păstrau genul ăsta. Da. Deci în al doilea război mondial, în 1944, fațada liceului a fost bombardată și distrusă. Și mai mult decât atât, după ce s-a încheiat al doilea război mondial, fostul liceu Sfinții Petru și Pavel avea o sală de conferințe în care, de exemplu, veneau și se țineau discursuri și discuții. Și paznicul a uitat o țigară aprinsă în sala de conferințe. Deci după ce săraca clădire a fost bombardată, mai și ars o dată fața, da? Și după instaurarea regimului comunist în 1947, în anii 50, exact, nu existau fonduri, bani foarte mulți pentru renovare și au ales un stil simplist, socialist de anii 50, care nu exprimă nimic. Partea haioasă este că avem și partea veche a rămas a liceului. Da. Mergem să o vedem acum. Da. Da, mergem în stânga. Ok. Și ca o legendă, ploieștenii spun că clădirea liceului a fost construită pe fostul cimitir care aparținea de biserica Sfântul Gheorghe Vechi, pe care o vedem acum. Și faptul că au construit un liceu pe osemintele fostului cimitir aducea un blestem, un blestem, da. De aia a fost bombardată, e o clădire care n-are. Și foarte interesant, după anii 90, pentru că liceul Mihai Viteazul este unul din cele mai de prestigiu al altru de Caragiale din Ploiești. Ei au încercat să strângă, să facă o colectă. Luăm aici intrăm în curte, da. În curte, da.
i-au încercat să facă o colectă și să strângă bani pentru renovarea fațadei liceului, însă n-au găsit înțelegere la vremea respectivă. Și exact, Diana, vezi spiritul ei s-a imediat și-a dat seama. Uite-o, da. Asta vreau să vă arăt. Uite aici. Deci, în curtea liceului se regăsesc bucăți din fosta fațada liceului bombardată. Se vede PP, Petru și Pavel, da, aici. Da. Și la fel și pe partea cealaltă. Aici erau, dacă vă mai țineți minte, coloanele liceului, okay, puse. La fel. Acolo la fel. Ce este interesant, deci noi suntem acum în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi, 1831-32, construită în cărămidă. Ce este diferit, deci aici avem casa parohială, în care, nu știu dacă se mai vede, este un blazon cu Sfântul Gheorghe sus, care omoară Nina, nu știu dacă îl prinzi acolo. Sus, unde e cărămida, unde dar, e mai mult, da? Dar mai mult decât atât, ce este interesant la lucrul acesta, este clopotnița Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi, care este are 6 laturi. De regulă, clopotnițele sunt rotunde, okay, la bisericile ortodoxe. Deci, la fel, o stil de arhitectură pe care eu nu l-am mai văzut nicăieri în România. Bine, poate nu am călătorit destul, dar este rar, să zicem. Okay. Cel puțin rar. Mergem în spate să vedem clădirea aripa nordică a fostului liceu de băieți Sfinții Petru și Pavel, okay. Hai să vedem. Care acum este încă funcțional în forma de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aici avem casa parohială de la Biserica Sfinții Sfântul Gheorghe Vechi. Okay. Slujba de duminică. Da, slujba de duminică. Viața orașului merge înainte. Bineînțeles. Așa. Și eu. Deci, la liceul actualul liceu Mihai Viteazu, fostul liceu Sfinții Petru și Pavel, doar fațada a fost reconstruită în forma din anii 50. În rest, la aripa nordică a rămas cea originală și este acolo, se vede accesul pentru elevi, de acolo. Exemplu. Okay. Da. Da. Noi, acolo. Da. Și mai vedem o bucățică dintr-o coloană aici. Da, da, da. Din coloanele care stăteau în fațada, făceau parte din fațada liceului. Mm-hmm. Da. Noi o să mergem acum, ne întoarcem în oraș, în centru. Nu vreau să... Și un lucru foarte interesant la Ploiești este faptul că, de exemplu, la bulevardele principale ai blocuri construite în perioada comunistă. Dar dacă te duci în spatele blocurilor, de multe ori o să vezi niște clădiri, o să vezi clădiri vechi, exact, vechi, clădirile, da, vechi din oraș. Da, uite, blocul ăsta e bloc comunist, da, nu? Da, 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 în anii 60 imediat ajungem și acolo. În stânga avem Piața Victoriei din Ploiești, care a fost construită în anii 60 cu arhitectură comunistă de atunci. Ce s-a întâmplat? După al doilea război mondial, comuniștii au profitat de faptul că noul regim comunist au profitat de faptul că Ploieștiul era un oraș șubrezit de bombardamente din al doilea război mondial și au început să demoleze etapizat tot centrul vechi al Ploieștiului, care semăna cu centrul vechi al Bucureștiului, doar că mai tăiai un etaj din el. Ok. Și aici în stânga avem practic prima etapă de demolări, în care s-a construit piața Victoriei. O să ajungem și puțin mai încolo la ea să vedeți. Blocuri de 4 etaje cu o fațadă din cărămidă. Și vreau să vă atrag atenția asupra clădirii din fața noastră, care este actualul Muzeu de Artă Ioan Ionescu Quintus. Inițial, el a fost construit la sfârșitul secolului XIX și se chema Palatul Ghiță Ionescu. Ghiță Ionescu fiind un om de afaceri care avea afaceri în petrol sau făcea negoți, dar a fost și primar al orașului. Okay. Și este construit în Palatul Ghiță Ionescu, este verde acum.
Este construit în stil neoclasic francez. Interesant este că din 1911 până în 1968 aici a funcționat prefectura orașului. Asta înseamnă că în al doilea război mondial aici a funcționat prefectura orașului și era un loc important din istoria orașului. Nu o să intrăm să vedem. Ce am vrut să vă atrag atenția faptului era că, dacă țineți minte, v-am zis de Muzeul Ceasului, că este foarte aproape acolo, a locuit colonelul german care coordona apărarea orașului. Aici era prefectura orașului și puțin mai spre centru era casa sau palatul din care se coordona apărarea interioară a orașului. Și ce am vrut să vă arăt faptul este că lângă există un adăpost antiaerian din al doilea război mondial, care este încă funcțional, dar nu este deschis publicului. Acesta, gâlma aceasta, cu gura de erisire. Da, și intrarea este pe și lateral. Nu face ceva să fie deschis publicului. Nu, sincer, eu aș fi văzut aici o expoziție despre al doilea război mondial și bombardamentul al război mondial. Ce mi s-a părut mie drăguț a fost faptul că în anii 90 aici a funcționat un bar. Deci era un... Deci cineva a putut să facă ceva. Da. Nu știu în ce situație, să cred că aparține de muzeu. Aici, aceasta e intrarea principală. Legat de clădirea prefecturii, că asta vă spuneam, ea a funcționat ca prefectură până în anii sfârșitul anilor 60, când s-a mutat, Nina, dacă poți să te duci în stânga să filmezi, s-a mutat în fața în palatul administrativ, clădirea aceea imensă din centrul Ploieștiului. Din fundul. Ok. Și din anii 70 în palatul Ghiță Ionescu a funcționat Muzeul de Artă. Deci cam toate, mai mult sau mai puțin, cam toate muzeele din Ploiești ca expoziție au organizate în anii 70, să zicem. Ok. Și voiam să te întreb, de acolo unde era adăpostul antiaerian, la ce erau, pietre de mormânt? Da, țin de muzeu. Da, țin de Muzeul de Artă. Cred că sunt niște pietre de mormânt, nu știu spun în detaliu. Okay. Mie mi s-a părut mai interesant povestea cu adăpostul antiaerian, care cred că dacă investești puțin bani în el, e funcțional și acum. Da, okay. Și e păcat să nu se vadă, să nu fie deschisă publicului. Am înțeles. Acum ne întoarcem puțin și ne uităm la clădirea aceasta de pe colț, care este Palatul Poștelor, construit în anii 50, pe locul unor case care au fost demolate în al doilea război mondial, de către noul regim comunist instalat, aceeași arhitectură ca și în cadrul liceului față de liceul de Mihai Viteazu, foarte simplistă, dar atenție, aici a fost un arhitect, un muzician italian. Cum or fi găsit comuniștii ca arhitect un muzician italian, eu nu pot să înțeleg, asta mi s-a părut drăguț. Și lângă clădirea Palatului Poștelor este Cea cu gri, exact, este Palatul Băncii Naționale din Ploiești, sucursala Băncii Naționale din Ploiești. Este o clădire Art Deco construită în anii 30 și pentru că este construită în beton armat, de acolo a fost dirijată apărarea orașului în al doilea război mondial. Asta vreau încercam să vă zic, că vedeți că totuși comuniștii au cruțat această clădire din anii 30, fiind în toată piața, fiind blocuri din anii 60, construite. S-ar putea să fi fost și foarte greu de demolat, fiind beton armat. Da, corect. Da. Și mai văd acolo un element gotic în capătul străzii. Da, exact ce spuneam, în spatele blocurilor, dacă te duci pe străduțele laterale, încep să vezi casele vechi de, nu știu, început secolul 20, sfârșitul secolului 19 și început de secolul 20. Dar trebuie să ai puțin răbdare să mergi. Hai să mergem mai departe. Am observat că Diana are un spirit de observație dezvoltat în cadrul turilor istorice din Constanța. Deci, jos pălăria, da. Profesionist 200%. Ok. Deci, Piața Victoriei cu blocuri. Deci, asta de aici din stânga e Piața Victoriei. Toate blocurile din anii construite în anii 60, exact. Peste o parte din centrul vechi. Centrul vechi începea de aici spre nordul orașului. Ok. Și o să merg să vă arăt acum ceva. Un pic mai încet. Da, o să merg să vă arăt ceva
Ia să vedem aici, pe hai. Gang. Hai să nu o deranjăm pe doamna, pe la muncă, pe doamnele, de fapt. Deci noi filmăm clipul acesta, uneața. Noi filmăm clipul acesta dimineața când se face salubrizarea orașului, ceea ce e foarte bine. Exact. Și mergem în dreapta. Puțin. E. Și Cristi, vreau să te întreb, ne uităm la clădirea din față. Ok. Tu vezi ceva diferit la ea? Sau... Ți se pare ceva... Cred că blocul ăsta e pus cumva. Am înțeles. Așa mi se pare că... Ok. Că blocul pare că l-a vrut să-l astupe. Exact. Și acum hai să mergem să vedem fațada... De ce? Hai să vedem. Ia să vedem aici cum arată fațada clădirii. Aha, ok. Deci, în Ploiești, în cadrul programului de sistematizare a orașului, ce nu se putea demola... Sau se ascundea. Se ascundea după blocul. Okay. Exact. Și asta e o clădire, la fel, arhitectură neogotică, mijloc de secol XIX, pe care regimul comunist nu s-a mai obosit să o dărâme, efectiv a ascuns-o după blocuri, da, în spatele orașului. Se poartă. Ei au, exact. Au aici, Bulevardul Castanilor sau Bulevardul Independenței se lărgea cumva și casa aceasta era la, și casa de lângă, bineînțeles, erau la fațada bulevardului. Bulevardul principal. Bulevard, da. Exact. Și eu, de exemplu, nu știam de casa aceasta până un urmăritor, iubesc Ploiești, mi-a scris: Corneliu, ai fost să o vezi? Nu știam. Și am venit și am văzut-o. Nu știu foarte mare informații despre ea, dar mie mi se pare la fel elocvent cum ca stil de abordare în arhitectura orașului ce se întâmpla. Ei au făcut asta și cu multe biserici. Da, și în Ploiești avem... De prin București, pe care l-au și translatat. Exact. În Ploiești avem două cazuri de biserici ascunse. Prima este chiar Catedrala Sfântul Ioan. Ok. Lângă, o să vedem mai târziu. Lângă care în anii 60 a fost construit un bloc de 7 etaje. Și parcă era vorba să-l dărâm la un moment dat. Da, da, da. Am avut un scandal anul trecut pentru că se discuta la nivel de opinie publică dacă ar trebui demolat acest bloc sau nu. Okay. Blocul a fost construit pentru a nu fi vizibilă catedrala din centrul orașului de către regimul comunist. Mergem în dreapta. Și doar că încă, nu știu, a rămas opinia publică în suspans, încă nu s-a luat o decizie. Okay. Pe de o parte este și greu să-i, evacuezi pe oameni de acolo și să, bineînțeles, să le dai locuințe în altă parte. Dar pe de altă parte și strică fațada orașului, strică centrul orașului, nu știu, e o decizie foarte grea de luat. A rămas pentru mai târziu, încă nu s-a luat o decizie în acest sens. Ok, noi acum suntem undeva paralel cu Bulevardul Castanilor, pe străzile din spate, unde mergem să vedem cea mai veche casă din Ploiești. Imediat o vedem acum în stânga. Mă bucur că ați venit puțin mai devreme în Ploiești, că așa am timp să vă arăt mai multe lucruri. Ne bucurăm. Da. Deci, undeva pe partea dreaptă, Nina, o să vedem cea mai veche casă din Ploiești, care este casa Hagi Prodan, actualul muzeu Casa de Târgoveți. Casa Hagi Prodan a fost construită în 1785, deci este cea mai veche casă din Ploiești. Vedeți că are pe fațada aceasta stucaturile, a rămas inclusiv o stucatură veche. Și Diana, o să-ți placă casa asta, aceasta este casa Hagi Prodan, construită în 1785 de către un negustor Hagi Prodan, care se ducea, călătorea la Istanbul, era unul din oamenii de vază ai orașului, aducea marfă din Istanbul și o vindea în Ploiești. Și așa a construit o casă cu influențe orientale. Acesta este lateral. Vezi stucaturile, una renovate și una originală, sus. Așa. Acesta, de exemplu, este muzeul meu preferat din Ploiești. Asta am vrut să vă zic. În 2006 a câștigat un titlu în rețeaua națională de muzeu ca muzeul anului. Deci este la fel, îi vă recomand pentru vizitare. Păi l-avem, da? Ah, ok, super. L-aveți mai târziu? Da. Ok. Cele 4 pe care... Excelent. Hai să intrăm puțin, o să stăm de vorbă acum. Vreau doar să vă arăt două chestii.
Da, a, dacă e deschis, ar trebui să fie deschis, ia să vedem. Da, e deschis. Hai să intrăm puțin, nu, nu o vizit. Mai târziu. Da, 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 asta, exact. Apropo, în centru, suntem fix în centrul orașului și vreau să vă arăt cât de mare este curtea muzeului. Asta ca să vă dați seama că Ploieștiul, înainte de sistematizarea comunistă, era un oraș grădină în care chiar și casele din centru aveau foarte mult spațiu verde lângă. Asta unul, acum nu mai este așa. Și casa, aceasta este intrarea principală, secole 18-19, dar vreau să vă fac atent la Sacnașiu acesta, în care la fel era o arhitectură mai, să zicem, nouă la vremea respectivă. Da, e o îmbinare de elemente. Aici se fumea și se narghilea și se bea cafea. Mm-hmm. Deci la fel un lucru, erau practic, aduceau obiceiurile din Orient, începeau să intre și la noi în oraș. Deci casa aceasta o veți vizita, am înțeles, cu ghid, nu? Mai da, târziu, da, nu da. Vreau să zic mai multe detalii, dar este casa mea favorită. V-am zis, uitați ce stucaturi frumoase are deasupra, acolo. Să rămână. Hai să continuăm turul. Da. Vreau să vă zic așa, că una din puținele, acesta e un restaurant, în fine, încă se mănâncă pește foarte bine. Ok. Trecem peste el. Nina, în spatele tău, vreau să vă arăt unul din puținele blocul acesta înalt, se cheamă blocul Toboc, unul din puținele exemple de arhitectură neoromânească cu etaj din perioada interbelică. Ploieștiul nu era un oraș în care avea clădiri foarte mult, foarte înalte. Și erau foarte puține, majoritatea aveau maxim un etaj, acesta, nu știu, are 3 etaje. Ok. El aparține acum de primăria Ploieștiului. Ar trebui să intre urgent în renovare. În blocul acesta a locuit cu chirie Toma Caragiu. Okay. Toma, vom traversa în stânga, dar atenția la mașini. Așa. Hai acum. Ok. Toma Caragiu, în anii 50, el este undeva când avea 6 ani, a venit în Ploiești și a locuit în Ploiești, apoi a studiat în București și s-a întors în Ploiești ca director al Teatrului de Stat. Okay. Și a avut undeva la 12-13 ani în care a fost directorul Teatrului Ploieștean, care acum e Teatrului de Stat din Ploiești, care acum îi poartă și numele. Okay. Și este una din personalitățile orașului. Și asta ziceam, că în blocul acesta foarte vechi, îl mai vedem sus acolo puțin, a locuit Toma Caragiu. Ok. Ok. Acum urmează să vă arăt un lucru pe care de regulă nu-l arăt în timpul turului meu, plimbării mele urbane. Vreau să vă arăt, aceasta este până să se construiască Bulevardul cu Castan, Bulevardul Independenței, aceasta era vechea stradă de acces în Ploiești, dinspre București. Ok. Se chema strada Regina Maria, acum se cheamă Democrației și la distanță de maxim, să zicem, nu știu, 100-200 de metri, vreau să vă arăt 3 biserici de orientare diferită. În spatele nostru, Nina, să vii pe trotuar, te rog, este Biserica Catolică din Ploiești, okay. Hristos Regele, construită undeva în 1938, sfârșitul anilor 30. Foarte interesant, aici am nimerit în timpul slujbei, foarte interesant, cu donații de la guvernul italian și polonez. Cred că putem să și intrăm puțin. Nu e ori. Are niște elemente gotice. Exact. Bună ziua, nu o să intrăm, doar să... Uite, aceasta este statuia lui Anton de Padova. Ok, la fel, este practic statuia principală și monumentul lor, cel mai important. Dar vreau să vă zic de Biserica Catolică Hristos Regele, construită la sfârșitul anilor 30, cu donații din partea guvernului italian, guvernelor italian și polonez. Pentru că ce s-a întâmplat? În perioada interbelică, în Ploiești avea tumultul acesta, se construiau foarte multe rafinării, se mișca economic foarte bine. De fapt, Ploieștiul
cred că din Muntenia era al doilea oraș ca putere economică. Și lucrul acesta a tras foarte mulți imigranți. Și acum mergem noi în Italia, pe atunci în anii 30 veneau italienii la noi. Și guvernele polonești și italiene au donat bani pentru construcția acestei biserici catolice. Ce mai este ca un trend foarte interesant, acum în Ploiești, cum de exemplu se întâmplă și în București, sunt foarte mulți muncitori pakistanezi veniți din și ei sunt de confesiune catolică. Și au început să vină la, la biserica din Ploiești, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Din câte știu eu, comunitatea catolică din Ploiești are undeva la 900-1000 de persoane. Deci nu e o comunitate foarte mare, asta din total de vreo 200.000 de locuitori. Și Sfântul Anton de Padova? Poftim? Sfântul Anton de Padova. Este Sfântul Protector? Da, da. Conexiunea cu Constanța, care și la noi tot Sfântul Anton de Padova este în centru vechi. Ok. Am impresia că aici o să fie, apropo, mai târziu, s-ar putea să o și prindem. E o procesiune religioasă, dar nu știu să zic, și din cauza asta sunt și jandarmii prezenți. Da. Ce dată este astăzi? 11 sau cât? 13 iunie este Sfântul. Să aruncă flori, n-aruncă fetițele flori. Da, și e o să oprească, apropo, o să oprească circulația aici a jandarmii și ca să catolicii să-și desfășoare procesiunea. Okay. Ok, vedeți că strada aceasta de acces are e mică, exact. Da. Mi s-au părut lor că e prea mare bulevardul Castanilor. Deci asta era o stradă normală, importantă, exact. De sfârșit de secolul XIX în Ploiești. Castanilor cred că e minim dublă. Da. Sau mă rog, chiar dublă. Și ești mai liniștit, îmi place. Da, și mai vedem ceva în față. Da, asta, exact asta vreau să vă arăt. Faptul că, cel puțin, Ploieștiul interbelic avea o diversitate etnică pe care acum nu mai regăsim și pe aceea stradă întâlneai catolici la distanță de 100 de metri. Da? Catolici, aici este o biserică ortodoxă, la fel de început de secol XIX, monument istoric. Se cheamă Sfinții Voievozi din Ploiești. Ok. Deci noi suntem acum duminică la ora 10:30-11. Da. Și putem să traversăm pe aici și mergem să vedem în față. Ai zărit foarte bine, Cristi. Da. Este la încă 50 de metri. Vedem Biserica Luterană din Ploiești. Diana, voi aveți în Constanța Biserica Luterană? Mă flexez acum cred puțin. Că da, cred că da. Constanța Luterană, dar nu în centrul vechi. Că și acolo sunt foarte multe într-un loc mic. În octogonul, da, de case religioase. Dar la un moment dat, Biserica Bulgară Ortodoxă a avut rol de biserică pentru comunitatea luterană după anii 40, când au fost relocați cu forța și când s-a schimbat granița. Din anii 60 până în anii 80. Și acum a redevenit Biserica Ortodoxă, cea din centrul vechi. Și cred că au altă biserică luterană, dar în cu totul altă zonă mai modernă a orașului. Am înțeles. Comunitatea de la noi cred că este mică, de fapt și la voi, cred. Da, e mică. Vreau să vă arăt că mie mi se pare la fel un lucru foarte drăguț în Ploiești. În perioada interbelică în Ploiești exista și o comunitate germană. Ok. Și care la fel și-a construit biserica sfârșitul anilor 30, deci cam în aceeași perioadă cu cea catolică. Apropo, înainte de la cea catolică a existat o biserică mai mică tot acolo. Deci nu e comunitatea catolică. În general așa se întâmplă, ai una mai mică și după aceea construiești exact, una mai traiunică. Și vreau doar să vă arăt că deci aveau biserică luterană în Ploiești, germanii din nemții din Ploiești, da? Germanii e închisă, acum de regulă este deschisă. Și exact pe stilul bisericilor din Transilvania, cu o turnă în care, apropo, se și poate urca, dar mai sunt probleme de acces acolo. Deci 1938. Ok. Ok, construită, nu știu, cred că are vreo 40-50 de metri înălțime turla. Deci modelul din Transilvania. Și fiecare biserică, și cea catolică, și cea luterană de aici, aveau școala lângă. Și aceasta, de exemplu, acum e un dispensar, este școala... Nu e nimic interesant de văzut la ea. Uh-huh.
Dar bine, putem să ne uităm puțin în curte. Era școala cu predare în limba germană din Ploiești. Ok. Ia să vedem dacă au... Dacă putem să vedem ceva. Ridică tu ăla. Acum este un laborator în spate, acolo. Da, exact. Este, o, vedeți? Aia, clădirea din spate. Aha, ok. Am înțeles, să rămână. Ok. Atât, nu e... Dar... Deci, erau foarte... Asta vreau să vă zic, că erau... Exista o școală germană, Diana, acum este un laborator optic. Exista un... clădire și... Și școală lângă. Biserică și școală, exact. Da, o comuniune. Acum ne-am îndepărtat puțin, dar am vrut să vă arăt diversitatea religioasă. Pe o, aceea stradă, am înțeles, pe aceea stradă, trei... Da, la distanțe mici. Da. Mm-hmm. Da. Mă amuză cumva faptul că la toate bisericile pe care le-am văzut erau slujbe în desfășurare. Da, o să prindem acum pe filmare. Exact. Ia uite ce... Ce viață ecumenică la Ploiești acolo. Da, da. Da. Ai menționat că e duminică și... Da, da. Acum erau extrem de încărcate și raportate poate la populația orașului, nu știu cât de mult înseamnă. Și că e frumos azi afară și că... Cu buletin vreo 200... 11.000, ceva de genul acesta. La ultimul recensământ a ieșit 180.000. Dar e dificil de spus. Undeva, probabil, asta în timpul nopții, în timpul zilei, vin din Ploiești. Apropo, Prahova este al doilea cel mai populat județ după Iași. Avem 840-850.000 de locuitori. Și, de fapt, în timpul zilei, în Ploiești, sunt undeva la vreo 250.000 de oameni. Că vin și lucrează foarte mulți în oraș. Sau vin cu copii, studiază. Da, stau limitrof. Da, stau limitrof. Deci e unul din orașele importante ale României, asta vreau să zic. Că e economic, nu știu, undeva pe locul 8, probabil, okay. în țară. Și mai vreau să vă zic ceva, faptul că, de exemplu, cumva Bucureștiul pentru noi a fost și... Exact, pentru că alt oraș mai mare în afară de Ploiești, pe o distanță de 200 de km în jurul Bucureștiului, nu există. Și Bucureștiul a rezistat tocmai faptului că am avut istoria petrolului. Altfel, toate energiile s-ar fi dus, toate populația s-ar fi dus către București. De fapt, și acum avem aceeași problemă în Ploiești. Noi avem Universitatea de Petrol și Gaze în Ploiești, unde are undeva la cu totul 5.000-6.000 de studenți. Dar grosul tinerilor din Ploiești, după ce termină liceul, pleacă. Se duc ori în București, ori în Cluj. Da. Și în Ploiești lipsește zona aceasta de studenți foarte mult. În schimb, găsești familie. Deci după 30 de ani, vin înapoi. Unii se întorc înapoi să-și facă... Deci, dar studențimea e o zonă lipsă în Ploiești. Asta e un exemplu de cum Bucureștiul ne mănâncă energiile, să zicem. Dar aseară, când mă pregăteam pentru plimbarea cu voi, citeam puțin faptul că, vă spuneam faptul că Ploieștiul a fost ridicat la rang de târg domnesc de Mihai Viteazu și norocul Ploieștiului a fost faptul că la mijlocul secolului al XVII-lea, deci 1650 și ceva, capitala țării românești s-a mutat de la Târgoviște, a treia capitală Târgoviște, s-a mutat la București. Până să fie, când era capitala Târgoviște, o altă localitate din Prahova se chema Târgșor. Era favorizată de apropierea față de Târgoviște și luase fața Ploieștiului economic. În momentul în care capitala s-a mutat la București, Ploiești a început să crească ca punct de negoț. Era vecinătatea deja. Exact. Deci pe noi ne-a ajutat faptul că capitala s-a mutat la București prin prisma apropierii de București. Cel puțin să creștem ca populație. Și bineînțeles, ce am uitat să spun la începutul tuturorului, inițial a fost pe bază de negoț, da? Deci, și undeva la sfârșitul
secolului al XIX-lea, în 1800, acum mergem, putem să mergem pe aici, apropo, și traversăm în față și în stânga, apoi. Undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea, 1856, la Ploiești a fost construită prima rafinărie de petrol din lume de către frații Mehedințeanu. Și în 1857, deci un an mai târziu, cu gazul, îi spuneau rafinăriei fabrica de gaz, cu gazul lampant făcut la prima rafinărie. N-am aprins noi becurile? Exact, au aprins Bucureștiul becurile, okay. Din, deci are legătură. Ok, ok. Da. Apropo, acum în Ploiești este un proiect ăsta de îngroparea cablurilor cu fonduri europene. Și de toate străzile, Nina, poți să și filmezi, o luăm în stânga, apropo, aici. Uite aici, în stânga, este, în asfalt. Deci trotuarul e asfaltat, da, exact. La străzi încă, deci asta e de săptămâna aceasta. Dar e un lucru bun că se ascund cablurile. Da, da, da. Pentru că o să vedeți că imaginea, după ce nu mai sunt cabluri, se schimbă. Ok, în partea dreaptă, când mai veniți în Ploiești, este Cafeneaua Noației, restaurantul lui Dragoș Pătraru, jurnalistul Dragoș Pătraru. Dragoș Pătraru este ploieștean. Așa, a crescut în Ploiești. Starea Nației, nu? Da, Starea Nației. Dacă intrăm înăuntru, cred că e și Dragoș aici, adică nu, nu m-ar mira. Este singurul restaurant vegetarian din Ploiești. Ok. Apropo, bine, el rezistă în primul rând pentru că este Dragoș în sine o figură și are o audiență foarte mare. Și bineînțeles, au cafea de specialitate înăuntru. Care tocmai a plecat de la Starea Nației? Sau n-am... Poftim? Nu. Dragoș Pătraru a plecat de la Prima. Ah, okay. A plecat de la Prima, bine, el are emisiune, o luăm drept. Atenție, aici la fel se construiește. Acum vorbeam mai în spate despre tineret care pleacă. Așa. Cum e viața de noapte? Cum e partea asta pentru... Păi la fel, grosul tinerilor ploieșteni se duc spre București când vine vorba de cluburi. Da. Din câte știu, există un club în Ploiești, sau, deci nu e mare... Ah, ok. Nu este... Da. În București e diversitatea foarte mare. Da, 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 nu e... Acum, sincer, eu nici nu știu că nu mai sunt la vârsta să, da, să da, răspund. Clar, nici noi. Dar nu știu să fie o mare viață de noapte. Acum, nici nu știu ce profit ar aduce la vremea respectivă.